Bună ziua! Numele meu este Adrian Covaci, șef bucătar la Stâna Turistică. Astăzi vă vom prezenta o rețetă de cotlet de porc umplut cu șuncă și cașcaval. Avem nevoie de cașcaval, șuncă, avem șuncă presată de la Sergiana și cotlet de porc cu os. Hai să începem! Luăm cotletul și îi facem un buzunar. Pe toată lungimea lui. Și până la os. Așa. Cam așa ar trebui să arate. Pe care luăm șunca, o tăiem în două. Avem două porți, ne facem două porți. Băgăm șunca înăuntru. Tăiem cașcavalul. Tot la fel, îl tăiem în două. Să-l punem în două straturi. Unul sus la șuncă, unul jos la șuncă. După care o să-l întoarcem pe partea asta la altă. Și de aici o să-i facem un buzunar. O să-i luăm puțin cât să nu-l înțepăm. Și aici o să vină să-l închidem. Cam așa. Gata. Facem și pe următorul. La fel. Îl umplem cu șuncă. Și cașcaval. Punem sare. Puțin piper. Punem cotletul pe tigaia încinsă. Pentru a avea o formă de grill, putem să-l întoarcem puțin pe aceeași parte, dar ca să fie forma de grill frumoasă. Trebuie să-l întoarcem de mai multe ori. Este necesar să-l întoarcem de mai multe ori. Dată că este mai gros și se face puțin mai greu. Asta trebuie plimbat. Până atunci, putem să pregătim puțin spanac tăiat. Și peste care o să punem niște măsline pe farfurie. Măslinele tăiate în două. Așa. Amestecate aici pe farfurie. Bucata mică este gata. O să o scoatem afară și o să o tăiem. E frumos, suculent. Acesta este cotletul de porc umplut cu șuncă, cașcaval, măsline și spanac.